Jaja, bajola, baba! Salutare sugevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Stiv, sunt alături de voi într-o zi în care vrem să discutăm despre noua metodă de examinare în cadrul bacalaureatului. Ei bine, într-o zi de luni, mai iernatică așa cum este aceasta, dintr-o lună februarie, se dă propriu-zis prima probă de limba și literatura română orală pentru bacalaureat. Da, sigur, lucrurile sunt puțin schimbate, eram învățați ca, știu eu, creierile elevilor să fie mai dezghețate, dar se pare că așa s-a nimerit într-o zi mai friguroasă, prima probă la limba și literatura română, probă orală pentru bacalaureat. Lucrurile se schimbă, poate vorbim de reformă, poate nu. Vrem să întrebăm, bineînțeles, ce părere are suceveanul despre această nouă metodologie în cazul bacalaureatului. Destul de pregătiți pentru cerințele care sunt acum. Nu prea. Păi au un cap calculator, televizor și temele pe ultimul loc. Nu știu, o să vedem acum, după competențele orale la limba română. Nu știu, părerea mea cred că sunt destul de pregătiți. Sunt destul de pregătiți, din câte am văzut cel puțin în liceul nostru, da, se pune mare accent pe, și mai ales în perioada asta am început examinarea la română și am văzut azi, nu prea aveau emoții, adică erau destul de pregătiți. Cred că este mai ușor decât anul trecut, dar elevii nu au aceleași șanse să ia note mari, pentru că nu se mai face media cu obiecte la care în general se luau note mari. Foarte rar. De exemplu, poate un elev poate să mână corge în primul semestru și în al doilea semestru, cine știe, cu notă la bacalaureat. Păi am înțeles că sunt la fel ca în celelalte țări europene. Sincer să fiu, nu știu, că nu sunt în clasa 12. Nu te-ai interesat? Nu prea. E foarte ciudat pentru că se schimbă de la an la an și e amețeală, nu se mai știe exact. Sunt importante, dar nu le văd rostul, cel puțin la limba română, cum sunt notați elevii. Toți au calificative care s-ar putea da pentru proba la engleză sau... Foarte important, ocupă mare parte nota totală. Păi dacă sunt la fel ca în celelalte țări europene, cred că sunt destul de important. Nu știu, depinde cât de importante. N-am o părere, nu mă prea interesat în clasa 10-a. Nu cred că sunt foarte importante, adică nu se pune foarte mult accent, adică din ce am auzit de la elevii de a 12 ani nu sunt întrebări care se pună în evidență exact cunoștințele. Nu cred că le va pica nimeni, pentru că se aude că o să fie foarte ușoare, mai ales că sunt profesorii de la clasă și... Cu siguranță da, nu sunt foarte pregătiți după un semestru de școală și cred că o fi mult care va pica. Nu știu, am înțeles că toate sunt... toți elevii vor trece. Sincer să fiu, cred că este mai bun sistemul ăsta, nu, decât cel vechi. Nu cred. Nu cred, din câte am auzit, e foarte simplu. Nu știu, încă n-am ajuns, mai am un an până atunci și o să văd atunci ce metodă o să folosească. Casca cu Bluetooth sau scris în palmă? Copiatul de aici. Casca Bluetooth. Nu știu. Poate trebuie să întrebați pe cei de-a 12, nu știu. Bacalaureatul, cel mai important examen, așa ți se spune înainte de clasa a 12-a, este foarte important. Într-o vreme era denumit examenul vieții, lucrurile se mai schimbă, bineînțeles, acum majoritatea elevilor vor mai departe, vor să fie studenți, fac chiar și masterate după facultate, multe alte studii, lucrurile se mai schimbă, dar totuși bacalaureatul rămâne un examen foarte, foarte important. Acum, după această nouă metodă de evaluare, dacă va fi mai greu sau mai ușor, rămâne de văzut. După unul sau doi ani de astfel de examene, se poate decide. Da, au luat mai mulți, nu au luat mai puțini, au fost sau nu mai puțin pregătiți elevii care au dat un astfel de examen. În orice caz, noi le urăm multă, multă baftă celor care dau acest examen anul acesta și, bineînțeles, pe lângă baftă, îți mai trebuie și ceva
cunoștințe. Mult succes! Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai pus bani deoparte de sărbători? Sau poate vrei să faci o afacere bună la început de an? E momentul perfect pentru a-ți răsplăti chibzuința. Vino la Alsace Mod SRL, epuizează-ne stocul și ai între 15 și 20% reduceri. La noi găsești mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați de urgență la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe.